Doctorul Toader Ignătescu va organiza și găzdui la Casa lui de Vacanță, tradiționala tabără de meșteri populari de la Păltinoasa, a ajuns la cea de-a 11-a ediție. Tabără care anul trecut la ediția jubilară a reunit un număr record de participanți. Anul acesta vor fi prezenți circa 15 meșteri populari și artiști, între care se află basarabenii care participă cu regularitate la tabăra inițiată de sculptorul bucovinan, singura tabără de meșteri populari din județul Suceava, care, de la prima ediție, s-a desfășurat și s-a dezvoltat cu fonduri exclusiv private, fără implicarea și susținerea unor instituții bugetare. După cea de-a 11-a ediție a taberei de meșteri populari, Casa de Vacanță a sculptorului Toader Ignătescu va găzdui încă o tabără de pictură, care are ca nucleu un grup de pictori de la Constanța.